Leviticul Vaicra, capitolul 6 Iahua a vorbit lui Moșe și a zis Când va păcătui cineva, va săvârși o nelegiuire față de Iahua Tăgăduind aproape lui său un lucru încredințat lui sau uh, dat în păstrarea lui sau luat cu sila sau uh, va înșela pe aproapele lui, tăgăduind că a găsit un lucru pierdut sau făcând un jurământ strâm cu privire la un lucru oarecare pe care îl face omul și păcătuiește, când va păcătui astfel și se va face vinovat să dea înapoi lucrul luat cu sila sau luat prin înșelăciune sau încredințat lui sau lucrul pierdut pe care l-a găsit sau lucrul pentru care a făcut un jurământ strâmb, oricare ar fi, să-l dea înapoi întreg, să mai adauge a cincea parte din prețul lui și să-l dea în mâna stăpânului lui chiar în ziua când își va aduce jelfa lui pentru vină iar ca jefă pentru vină să aducă lui Iahua pentru păcatul lui un berbec fără cusur lua din turmă după prețuirea ta și să-l dea preotului. Și preotul va face uh, pentru el ispășirea înaintea lui Iahua și îi se va ierta oricare ar fi greșeala de care se va fi făcut vinovat. Iahua a vorbit lui mușii și a zis... De următoarea poruncă lui Aharon și fiilor să și zi, Iată legea arderii de tot, arderii de atât de tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea până dimineața și în felul acesta focul s ardă pe altar. Preotul să se îmbrace cu tunica de in, să-și acopere goliciunea cu izmenele, să ia cenușa făcută de focul care va mistui arderea de tot de pe altar și să o verse lângă altar. Apoi să se dezbrace de veșmintele lui și să se îmbrace cu altele ca să scoată cenușa afară din tabăr într-un loc curat. Focul să aldă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Iată legea darului adus ca jertfă de mâncare. Fiii lui Aharon să o aducă înaintea lui Ahua, înaintea altarului. Preotul se ia un pum de floarea făinii și din un de lent, cu toată tămâia adăugată la darul de mâncare și su ardă pe altar, ca aducerea aminte de un miros plăcut lui Ahua. Aharon și fiii lui să mănânce ce va mai rămânea din darul de mâncare, să mănânce fără a luat într-un loc sfânt în curtea cortului întâlnirii. Să nu, -a, să nu o coacă cu aluat, acesta este poarta pe care le-am dat-o eu din darurile mele de mâncare, mistuite de foc. Ea este un lucru prea sfânt, ca și jerfa de ispășire și ca și jerfa pentru vină. Toată partea bărbătească dintre copiii lui Aharon să mănânce din ea, aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri cu privire la darurile de mâncare mistite de foc înaintea lui Iahua. Oricine se va atinge de ele va fi sfințit. Iahua a vorbit lui Moșe și a zis, Iată darul pe care îl face lui Yahua, a și fiului lui în ziua când vor primi ungerea. A zecea parte dintr ei fă de floarea făinii, ca dar de mâncare veșnic, jumătate de dimineața și jumătate de seara. Să fie pregătită în tigaie cu undele și să o aduci prăjită, să o aduci coaptă și tăiată în bucăți ca un dar de mâncare de un miros plăcut lui Iahua. Preotul dintre fiul lui Aharon, care va fi uns în locul lui, să aducă darul acesta ca jertfă de mâncare. Aceasta este o lege veșnică înaintea lui Iahua să fie arsă întreagă. O dar de mâncare al unui preot să fie ars în întregime, să nu se mănânce. Iahua a vorbit lui Moșe și a zis, Vorbește lui Aharon și fiilor lui și zi, iată legea jertfei de ispășire. Vita pentru jertfa de ispășire să fie înjunghiată înaintea lui Iahua în locul unde se înjunghie arderea de tot. Ea este un loc cru prea sfânt. Preotul care va aduce jertfa de ispășire, acela să o mănânce și anume, să fie mâncat într-un loc sfânt în curtea cortului întâlnirii. Oricine se va atinge de carnea ei va fi sfințit. Dacă va sări sânge din ea pe vreun vrăjmă locul stropit cu sânge să fie spălat într-un loc sfânt. Vasul de pământ în care se va fierbe să se spargă, dacă s-a fiert într-un vas de aramă, vasul să fie frecat și spălat cu apă. Toată partea bărbătească dintre preoți să mănânce din ea, ea este un lucru prea sfânt. Dar să nu se mănânce nicio jerfă de ispășire, din al cărei sânge se va aduce în cortul întâlnirii pentru o facere a ispășirii în Sfântul locaș, ceea ce să fie arsă în foc.